Bună seara, bună seara, dragilor! Bine v-am găsit și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Mama Lucia, rețete simple. Și am revenit acum seara, așa, un pic mai târziu, că am ajuns și eu târziu acasă și vreau să fac ceva, mâncăm acum seara. Și m-am gândit că ce să fac? M-am gândit să fac niște ouă fierte în sos de muștar cu smântână, niște cartofiori fierți natur și am o bucată de ceafă de porc care am să o tăi așa fâșii și o pun la prăjit. Deci vă arăt imediat, dragilor, ce am pregătit. Și cum v-am spus, fac ouă fierte. Aici se cheamă zenfaia, mănâncă oamenii aici, nemții, cartofi fierți cu ouă și în sos de muștar. Dar fără carne, eu fac cu carne. Cum vedeți, am 6 ouă și am curățat niște cartofiori, pun la fiert în apă cu sare. Și aici o bucată de ceafă. O tai și pe ea imediat, așa în fășii. Cam asta am vrut să vă arăt și am să vă arăt după aceea ingredientele pentru sos, când fac sosul. Și așa cum v-am spus, o tai așa fășii carnea. Și o condimentați cum vă place, dragilor. Sare, piper, usturoi, puneți ce vă place pe ea. Că și eu pun ce îmi place. V-am spus că îi pun usturoi. E aproape gol. Good. Îi pun sare, pic de piper și de ăsta mai iute și un pic mai grob. O amestec așa un pic. Îi pun ulei, îi pun apă, o las un pic să fiarbă așa, să moaie, să iasă moale, faină. Deci tot împreună. Și o cănuță de apă. Cam asta este. Las un pic ca să se facă carnea și apoi dau drumul la cartofi și la ouă, că carnea trebuie un pic să se facă, durează un pic mai mult. Da, dragilor, și revin imediat. Și cum vedeți, o las așa un pic să fiarbă, da? Și așa, dragilor, îmi fac sosul. Cărnița e aproape gata, cartofiorii fierb, bouăle le-am fiert așa la 6-7 minute să fie moi, să nu fie chiar așa tari, sau le fierbeți dacă vă place mai tari. Le fierbeți cum vă place. Deci, am pus uleiul. Am muștar. Cum v-am spus, sos de muștar. Am o smântână. Mach bisschen Fenster, Liza. Am o smântână. Și făină. Deci, îi pun așa o lingură plină de făină. Eu nu fac chiar așa mult, că n-are rost pentru acum. Să un pic așa să prindă gustul de făină prăjită, nu mult. Care îi pun, eu am lingura asta mai mică, așa, două linguri din astea, așa, de muștar. Deci două linguri de muștar, o lingură jumate, cum vă place de gustul la muștar. Prăjim aici un pic. Care îi pun o smântână.
Amestecă totul bine. Îi pun apă. Cuc încet, știți? Să nu se facă cocoloașe. Care pun un pic de sare după gustul dumneavoastră, îi pun un pic de piper și cam atât. Ne punem și un pic din ăsta piper mai grob. Gustați și dați gustul care vă place. Și mai arunc o linguriță de vegeta. Cam atât. Și asta este sosul meu de muștar cu smântână, în care am să curăț ouăle și le pun aici înăuntru. Și revin imediat. Și așa arată sosul, cum vedeți. Carnea este și aproape prăjită, cartofiorii și ei sunt aproape fierți. Și cum vedeți, le tai așa în două și le pun aici în sos. Nu s-au curățat toate perfect drepte, spre aproaspete, cred. Și arunc niște verdeață deasupra și vă arăt imediat. Și așa am vrut să vă arăt. Cărnița prăjită, ouăle, cartofiori sau fiert și pregătesc pe farfurie. Și așa arată, dragilor. Sper să vă placă. Și sper să vă placă. Asta a fost pentru seara asta. Este foarte gustos, probați cu mare încredere. Vă doresc în continuare o seară plăcută să aveți și nu uitați în continuare, vă rog să abonați canalul Mama Lucia Rețete Simple și să-mi lăsați câte un like. Vă pup cu mult drag, dragilor, multă sănătate la toată lumea, pupici!